Vă invit să ocupați locurile. Dragi credincioși, este o bucurie să revenim împreună la Negrești Oaș, unde cred că deja pot spune avem prieteni mai vechi. M-am vizitat de multe ori în ultimul timp, mai ales de când fratele Ruben păstorește această biserică și oarecum facem parte din aceeași generație de slujitori tineri, zic eu, încă din România. Amintesc că cele mai ciudate zile de la școală când eram elev erau când profesorul intra în clasă și zicea: scoateți o foaie de hârtie, lucrare de control, extemporal, test. Începea o rumoare în sală: domn profesor, dar n-am știut, dar nu ne-am pregătit, dar trebuia să ne spuneți, dar de ce, dar data viitoare, dar nu ne-am pregătit. Unii profesori erau foarte aspri, spuneau: nu, gata, liniște, scoateți o foaie, vreau să văd cât știți, că nu vă anunț. Cât e pregătit sunt atunci că nu știți că vine examenul. Și era uneori greu, scoteam hârtia, scriam ce știam, ce nu știam uneori. Și profesorul, în bunătatea lui, făcea un exercițiu pedagogic foarte interesant. Spunea: uite, vă dau o veste bună, nu v-am anunțat și nu vă trec în catalog. A, ce bucurie, parcă s-a detensionat tot. Dacă nu e în catalog, nu ne mai interesează. Dar profesorul avea un scop foarte bine definit, un scop didactic. Spune el: luați acum un pix roșu și corectați-vă singur lucrarea. Era un exercițiu terapeutic, să-ți dai tu ție un 4, să-ți dai tu ție un 2. Nu se trecea în catalog, dar era terapeutic. Mă, atâta îs, atâta pot. E, și astăzi Dumnezeu ne dă un test. Un test care nu va fi ușor de digerat pentru unii, dar vă dau și azi o veste bună: nu se trece în catalog, slavă Domnului. Dacă ar fi judecata finală, ar fi greu. Astăzi e o simulare ca la bacalaureat. Cam cât aș lua dacă ar veni Domnul azi? Cam ce notă aș primi dacă Dumnezeu m-ar judeca și aș muri în seara asta? Ce bine că mai avem timp să ne pregătim pentru marele examen. Ce bine că încă judecata n-a venit. Ce bine că încă ne putem verifica cu Scriptura și să ne dăm câte un 4. Doamne, atât auz. Dar am harul să mă pot pocăi în seara asta. Am harul să mă pot schimba, am harul să vin la Hristos, să învăț, să cresc, să devin mai bun. Auziți, astăzi pe bilet ne cad 3 întrebări grele. Luca capitolul 16, versetul 10, prima întrebare de pe bilet. 3 teste grele. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Întrebarea numărul 2 de pe bilet. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Întrebarea numărul 3. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Și concluzia: nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Și încheie cuvântul Domnului, valabil și în secolul 21, oricât de puternic ar fi capitalismul, zice cuvântul Domnului și azi: frați și surori, nu puteți sluji lui Dumnezeu și banilor. Și la cuvântul Domnului spunem amin. Sau nu suntem siguri, cuvântul Domnului? Amin. Dragii mei, vreau să lămurim. Toate trei întrebările astea au legătură cu o temă centrală. Cum stai cu credincioșia? Foarte mulți credincioși pornesc pe drumul pocăinței. Însă întrebarea este: câți rămâni credincioși?
Mă uit cu bucurie la botezuri și mă duc invitat și predic. La voi că n-am fost, dar am fost la multe botezuri și m-am bucurat de sufletele îmbrăcate în alb. Mă uitam chiar eu pe Facebook la o poză din anii 96-98, când în Arad a fost o trezire mare și sute de oameni au primit Duhul Sfânt. A fost cea mai mare trezire spirituală din Arad, de care știu eu, orașul în care m-am născut. Cred că 200 de tineri au primit botezul cu Duhul Sfânt într-o iarnă. Un număr foarte mare. Un botez uriaș cu persoane pe scările bisericii și erau rudenile mele, verișorii mei și mă uitam cu atâta nostalgie peste ani, locuiam aici la Siget și am început să plâng singur. Am zis, Doamne, unde sunt cei care au fost acolo? Dăm flori, dăm mese, sarmale și ne bucurăm că unii oameni încep alergarea cu Dumnezeu. Ați văzut vreodată să se dea flori la început de cursă, de atletism? Nu. Florile se dau la capăt. Dragii mei, foarte mulți oameni se convertesc, mulți oameni vin la Hristos. Văd zelul tinerilor care cântă și să predau și am fost la stăruință aici și Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt pe unii. Și întrebarea este câți rămân credincioși? Dumnezeu onorează credincioșia. Bun, dar ce înseamnă credincios? Aici vreau să lămurim puțin termenii, că în limba română cuvântul ăsta credincios înseamnă cam multe. A, bunica mea era o femeie credincioasă. Adică ce? Că dădea pomeni? În Sfânta Scriptură găsim, de exemplu, un prim sens al cuvântului credincios. În Matei capitolul 14 spune cuvântul acolo: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Adică credincios în limba română înseamnă om care are credință. Necredincios, om care n-are credință. Eu n-am să mă refer la acest sens în seara aceasta. În altă parte, în 1 Corinteni capitolul 7 găsim, de exemplu, o discuție în care fratele nostru Pavel folosește des expresia asta: dacă soțul credincios are o soție necredincioasă sau invers, credincios, necredincios, acolo apostolul Pavel face referire la o situație din biserica din viacul întâi, când existau în biserică familii mixte, adică unul era creștin și unul era păgân. Aici cuvântul credincios este sinonim cu creștin. Credincios adică creștin, necredincios adică păgân. N-am să mă refer nici la sensul acesta. În Sfânta Scriptură există o expresie care se repetă des: credincios este Domnul. 1 Corinteni capitolul 1 cu 9, de exemplu: credincios este Dumnezeu. Oare ce vrea să însemne cuvântul credincios în versetul acesta? Pentru că la ăsta vreau să mă refer. Oare când spune Biblia credincios este Dumnezeu, să însemne că Dumnezeu are credință? N-are cum să aibă Dumnezeu credință. Dumnezeu nu are credință. Pentru că Dumnezeu știe tot, El nu are nevoie de credință. Credința este pentru noi oamenii. Noi trebuie să credem, pentru că noi nu cunoaștem tot, nu vedem tot. Dumnezeu știe tot, Dumnezeu vede tot, Dumnezeu este Dumnezeu și nu are nevoie de credință. Oare când spune Biblia aici credincios este Dumnezeu, să se referă la sensul din 1 Corinteni capitolul 7? Vreau oare să zică Scriptura că Dumnezeu este creștin? Nici vorbă. Am vrea noi să-L botezăm pe Dumnezeu. Dar să știți că Dumnezeu nu-i creștin. Și n-a inventat Dumnezeu eticheta asta. Și Dumnezeu nu-i nici penticostal, cum ar vrea unii. Slavă Domnului că Domnul nu-i penticostal. Că dacă Dumnezeu era penticostal, baptiștii nu pupau raiul. Și mulțumim Domnului că Dumnezeu nu-i nici baptist, că n-am intrat noi. Și nu-i nici creștin. Dumnezeu este deasupra etichetelor
deasupra religiilor, deasupra denominațiilor, și Dumnezeu nu poate fi asociat cu etichete puse de oameni. El rămâne Dumnezeu deasupra umanității. Glorie Lui în veci. Când Biblia spune că Dumnezeu este credincios, Biblia vrea să spună că Dumnezeu este constant, că Dumnezeu este același, că Dumnezeu este consecvent, că Dumnezeu este neschimbat, că Dumnezeu nu-și calcă în picioare legământul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și asta vrea Dumnezeu să te învețe și pe tine. Vrea Dumnezeu să fii ca El. Să fii credincios în legământul tău până la capăt. Să fii consecvent, să fii constant în pocăință. Să fii același. Din păcate, dragii mei, văd așa un fel de spiritualitate sezonieră printre noi. Și am spus-o deseori. La stăruințe, ne rugăm, iarna, ne umplem de Duhul Sfânt, dar vine vara, aterizăm, parcă credincioșia noastră slăbește. Acum, vara nu-i de stăruință, frate, vara nu-i de post, că nu poți posti, că trebuie să bei apă, vara nu-i de biserică și bisericile sunt mai goale, vara-i cu ștrandurile, vara-i cu marea, vara-i cu vacanțele, cu picnicurile. Să, dragii mei, Dumnezeu ne vrea consecvenți. Nu există pocăință de ianuarie și pocăință de concediu de august. Nu există o spiritualitate pentru vara sufletului, care este iarna, și o altă spiritualitate pentru vară, când ne relaxăm. Dumnezeu să ne trezească și să ne binecuvânteze, să rămânem credincioși lui Dumnezeu, adică constanți în viața de credință. Cum stai cu credincioșia? Mai pun o întrebare, oare să fie importantă credincioșia asta? Sau pierdem vremea în seara asta cu un subiect marginal ca să țină și fratele meu o predică, să ne umple timpul? Hai să citim Matei 23:23, să vedem oare cât de importantă este credincioșia. Matei 23:23, foarte ușor de ținut. Vai de voi, cărturari și farisei pățani! Pentru că voi dați zeciuială din nizmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute, atenție, cele mai însemnate lucruri din lege. Care? Dreptatea, mila și credincioșia. Slăvit să fie Domn! Credincioșia este unul din cele mai însemnate lucruri din lege. Dumnezeu dorește oameni dedicați și constanți în viața de credință. Hai să mergem acum în Galateni, capitolul 5. Acolo, printre acele 9 componente ale roadei Duhului, găsim acolo, printre ultimele, roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, și a șaptea e credincioșia. Deci credincioșia este roadă a Duhului. Am o problemă cu roada Duhului. Noi de obicei predicăm doar de primele trei. Ați auzit predici despre dragoste? Toată ziua, fraților, dragostea. Dragostea e cea mai importantă, dragostea. Dragostea în sus, dragostea în jos, mai ales în cultura aceasta a lui Jesus loves you, adică Dumnezeu iubește pe toată lumea, indiferent cum vine la biserică, merge mult spre chestiunea asta care rezonează cu simpatiile noastre democratice. Și e bine, Dumnezeu este dragoste. Așa scrie Biblia. Mai predicăm și de bucurie, mai predicăm și de pace, dar nu prea mai ajungem pe la cenușăresc. Da? Primele trei campioane, le pomenim, le predicăm, când vine vorba de ultimele trei, cu credincioșia, cu înfrânarea poftelor a noua, nu prea mai avem timp să ne ocupăm. Vreau să vă spun ceea ce cred că ați mai auzit și dumneavoastră în multe predici. În Galateni, capitolul 5, noi nu avem roadele Duhului la plural. Sunt sigur că ați auzit predica asta. În Galateni, capitolul 5, există o singură roadă a Duhului. Așadar, cine are dragoste, prima, are și înfrânarea poftelor, ultima.
Cine are bucuria, are și credincioșia. În această roadă a Duhului noi nu avem priorități. Chiar dacă alte texte spun că dragostea este cea mai importantă, în textul ăsta nu reiese că avem un descrescendo. Eu nu cred că cineva are dragoste când nu are înfrânare. Îmi amintesc de vremurile când eram în America și mai întrebam câte un tânăr sau tânăr, zic, am auzit că ai prieten sau prietenă. Zic, dar ai pocăit? Și acolo fiind în America, spun, da, e la americani, îl iubește pe Domnul, he loves Jesus. Bun, am înțeles, știam eu cum e cu povestea asta cu îl iubește pe Iisus în America. Bun, dar zic, nu pot să-mi arăt și o poză cu el, să-l văd. Și când îți arăta o poză cu un tatuat, cu cercel în nas, cu o freză de turbat, ziceai, mă, dar cum îl poate iubi ăsta pe Iisus? Dar înfrânarea poftelor unde-i? Eu mă îndoiesc că îl iubește pe Iisus dacă se îmbracă așa. Că unde-i dragostea lui Dumnezeu, e și înfrânarea poftelor. Dragi tineri, când îl iubim pe Hristos, ne stăpânim poftele, altfel nu există dragostea lui Dumnezeu. Și așa mai departe, când mă laud că am bucurie, și să nu confundăm bucuria cu spectacolul de la bisericile astea noi, dar dacă simulăm acolo un fel de veselie, gata, avem bucuria Duhului. Dacă avem bucuria Duhului, trebuie să fie și credincioșie. Și dacă duminica dimineața sar și dănțuiesc în prezența Domnului, bine ar fi să fiu și marți la rugăciune, sau miercuri, sau joi, nu? Asta e credincioșia. Îl iubesc pe Dumnezeu, dar sunt credincios, sunt un om consecvent în viața spirituală. O, câți tineri, pentru că acum e tabăra, am fost din tabără în tabără vara asta, îți plin de râvnă, plin de veselie, entuziasm, frate, plin de bucurie. E, și după aia dispare când e vorba de credincioșie, de prezență la biserică, începe să scadă partea asta cu bucuria și cu pacea. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că Duhul Sfânt rodește această roadă întreagă simultan. Bun, haideți să mergem la text. Credincioșia. Astăzi Duhul Sfânt va testa credincioșia în trei puncte din viața noastră. Auziți primul punct. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Cine este nedrept sau necredincios în cele mai mici lucruri, este necredincios sau nedrept și în cele mari. E un pic surprinzătoare logica lui Dumnezeu. În toate cele trei puncte, un pic ne dă peste cap logica noastră omenească. Pentru că noi în viața de pocăință am învățat că există lucruri importante. Alea, frate, să nu furi, să nu prea curvești, să nu minți, dacă în astea mari ești pocăit, Doamne, e bine atâta cât îi. Și am făcut noi niște priorități și aud mereu treaba asta, frate, zim care-s cele mai importante trei lucruri din Biblie. Zim 7 pași ca să ajung la o familie și vrem noi să prioritizăm și să subliniem, Doamne, astea sunt lucrurile importante. Și vine Hristos, că aici e scris cu roșu la mine în Biblie, și spune, cine e credincios în alea mici, e credincios în alea mari. Și cine nu e credincios în alea mici, nu e nici în alea mari. Deci Dumnezeu nu este mulțumit cu o pocăință în mare. Doamne, nu beau, nu fumez, nu înjur. Hristos vine și face un pic de zoom, da? Dă zoom pe detalii. Mi-amintesc când eram noi copii și făceam curățenie, aveam un frate care făcea cel mai repede curățenie, fușerea. Imediat era gata. Dacă îmi vinea mama cu lanterna și băga în colț, jegul de un deget. Dar oamenii care mătură așa și bagă sub pat și vine și se uită sub pat și mă, de acolo e praf. Deci Dumnezeu ne învață în seara asta că este interesat de toate detaliile pocăinței noastre. Amin? Dumnezeu este preocupat
de viața noastră spirituală, nu doar în mare. Și culmea, zice Dumnezeu, testul numărul 1, cine e credincios în lucrurile mici, e credincios. Cine nu-i credincios în alea mici, nu-i credincios deloc, spune Biblia. E nedrept. Așa că, frații mei, să nu mai căutăm să facem curățenie așa în mare. Dumnezeu bagă pe sub canapele, prin colțurile inimii noastre, lanterna Duhului Sfânt în seara asta. Și te întreabă, ești tu credincios în cele mici? Mici în ochii tăi. În ochii lui Dumnezeu nu există lucruri mărunte. El vrea să existe ordine. Când intră Duhul Sfânt în viața mea, El aliniază toate detaliile vieții mele la voia lui Dumnezeu. S-a săturat Dumnezeu, frații mei, de oameni care îl lasă pe Dumnezeu stăpân numai unde vor ei. Important să în familie, important așa cât de cât. Dumnezeu vrea să vadă cât ești de credincios în cele mici. Și auzeam predici, am predicat de sute de ori treaba asta. Păi fraților, acum Dumnezeu nu se bagă în afaceri. Ai vrea tu? Când Iisus Hristos devine Domnul vieții tale, El este stăpânul afacerilor tale. Și dacă El nu-i stăpânul și Domnul afacerii tale, tu nu ești al Lui. El nu a intrat în toate cămăruțele vieții tale. Adică așa în mare, că nu prea curvești și nu furi și vii la biserică și cânți. Nu, Dumnezeu e interesat dacă și la afaceri treaba merge bine. A, fraților, Dumnezeu nu se bagă în dormitor, mai zic ăștia pe la conferințe de familie. Ai vrea dumneata? Păi dacă îl scoți și de acolo, unde îl mai lași? În bucătărie? De aia Scriptura spune patul să fie nespurcat. Mă gândeam, dar ce treabă are Dumnezeu cu patul meu? Uite că are! Că-i Domn! Și îl interesează dormitorul și bucătăria și business-ul și biroul. N-are treabă Dumnezeu cu nașterea de copii. Dar cu ce mai are? Nu vă supărați. Dacă în dormitor nu se bagă, la copii nu se bagă, în afaceri nu se bagă, n-are treabă Dumnezeu cu politica, n-are treabă... Dar cu ce mai are Dumnezeu treabă, frații mei? Cu cântările de duminică? Îl încuiem pe Dumnezeu în adunare ca să avem noi încă niște cămăruțe unde stăpânim noi? Predica un tânăr foarte frumos acel la noi. Am rămas cu ideea, predic, spune el, mulți credincioși îl vor pe Iisus Hristos ca Domn, dar nu singurul Domn. Da, Iisus Hristos este Domnul vieții mele, dar nu singurul Domn. Și Scriptura în textul citit vorbea despre una dintre marile tensiuni ale penticostalului modern. Ar vrea să slujească și lui Dumnezeu și banilor. Doamne, dar nu se poate, doi domni, nu vreau mulți, Doamne, nu mă îmbăt, nu mă duc în discotecă, dar dă-mi voie pe lângă Tine, Doamne, să slujesc și banilor. Și Hristos, care este un Dumnezeu gelos, zice, nu se poate, eu vreau să fiu Domnul vieții tale. Vreau credincioșie și în lucrurile mici. Cum stai cu lucrurile mici? Noi penticostalii considerăm trezirea spirituală. Dacă spun Dumnezeu să aducă trezire spirituală la negrești și voi ați spune amin, în mintea voastră s-ar profila așa o imagine a unei revărsări a Duhului Sfânt, vorbire în limbi, gălăgie, ceea ce într-adevăr face parte din trezirea spirituală. Asta e imaginea penticostalului, percepția lui despre trezire spirituală. Dom'le, când vine Duhul Sfânt și trezire, îi gălăgie, îi convertiri, îi lacrimi, îi predări, îi botezuri cu Duhul Sfânt, îi vindecări și așa e. M-am uitat la cea mai mare trezire spirituală din istorie, la Fapte, în capitolul 2, și într-adevăr găsim vâjâit, găsim gălăgie, găsim vorbire în limbi, găsim convertiri, botezuri cu Duhul Sfânt. Dar la final, în Fapte, în capitolul 2, ni se spune așa. Auziți ce mai înseamnă trezire spirituală în Biblie? Fapte 2 cu 46. Zice cuvântul așa, toți împreună erau nelipsiți de la templu în
fiecare zi. Știți că trezire spirituală înseamnă și prezență la casa lui Dumnezeu? Când a venit Duhul Sfânt la Rusalii, semnul revărsării Duhului a fost prezența la biserică. Deci, dragii mei, dacă ar fi să testăm credincioșia bisericii dumneavoastră, ar trebui să venim la rugăciune în timpul săptămânii. Aia e biserica. Eu acum nu pot să testez. Nu pot, că e duminică seara. Și poate că știu că vine musafir. Dar întrebarea Domnului, cât de consecvent ești cu prezența la biserică în timpul săptămânii? Lucrurile mici. Cât de bine stai cu vorbirea? A, frate, am inimă bună, dar mă mai scap. Cum stai cu ținuta? Nu facem dirigenție, dar auzi și teoria asta, frate. Dumnezeu se uită la inimă. Și întrebarea mea e, după atâția ani de la botez, pocăința ta n-a trecut de cămașă? Da, înțeleg, în prima zi inima și de 20 de ani pocăința e tot acolo? Nu ar trebui oare pocăința aia din inimă să se vadă un pic și în afară? Frate, Dumnezeu nu se uită la exterior. Prioritizăm noi întâi inima și apoi și treci 10 ani și 20 și pocăința aia din inimă nu mai iese și afară. O, bine ar fi să mai transpire pocăința asta și dincoace de piele. Amin? Avem un Dumnezeu care te întreabă cât stai de bine cu credincioșia în lucrurile mici. Domnul să ne binecuvinteze. Există o logică omenească pe care astăzi Dumnezeu o răstoarnă. În mintea noastră noi ne gândim, măi, dacă mi-ar da Dumnezeu lucruri mai mari de făcut, aș fi mai credincios. Și vine Iisus și spune, auzi, cât ești de credincios acum în lucrurile astea mici, atât ai fi de credincios și dacă ți-aș da lucruri mari de făcut. Are Dumnezeu înțelepciunea Lui. Niciodată El nu dă oamenilor lucruri mari de făcut. Care dintre dumneavoastră dați copilului mic să ducă prima oară un vas foarte scump de cristal? Păi la început îi dai să se simtă bine la copil o cană de badoc, de tablă, nu? Îi încredințezi copilului valori să vezi dacă le ține? Nu. Îi dai ceva mai puțin valoros. Îi dai să facă o slujbă mai mică. Și apoi îi dai să facă, știu, curățenie, să zugrăvească casa. Și Dumnezeu întâi ne încredințează lucruri mici. Și când suntem credincioși în alea mici, atunci ne dă lucruri mari. Așa că, dragi credincioși, nu așteptați să vă dea Dumnezeu darul vindecărilor. El așteaptă să treceți de clasa întâia. N-ați dovedit încă credincioșie în ce privește prezența la biserică? N-ai dovedit credincioșie în ce privește vorbirea, relația cu soția, afacerile tale și tu vrei darul vindecărilor? Înțelepciunea lui Dumnezeu mă învață că trebuie să învăț credincioșia în lucrurile mici, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Până aici a fost cum a fost, de aici vine partea mai grea. Puneți-vă centurile că e cu turbulențe și când ajungem pe la buzunar, se tulbură toate duhurile. Ce cuvântul așa? Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, oarecare sunt astea? Ca să nu ne încurcăm, fratele nostru Luca ne dă tălmăcire el însuși, noi pentecostali avem o problemă, pare rău că sunt pe live, ne pricepem la tălmăcit și atâta tălmăcim până răs. A răs tălmăcit înseamnă să prea tălmăcești. Că dacă n-ar zice Pavel, aici cine, Luca, cine știi ce am scormonii? Că am auzit atâtea predici, frate, dar cine e unde lemn, dar cine e cu tare? Ne pricepem la tălmăciri de astea. Eu cred că nici Dumnezeu n-a vrut să zică cât zicem noi predicatorii uneori. Da, asta e altă problemă. Mulțumim Domnului că fratele Luca nu ne lasă să umblăm noi cu spiritualitatea, frate, eu cred că asta înseamnă, mie Domnul m-a descoperit că asta înseamnă. Zice Luca așa, și dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, și acolo e cifra 1, pe monitor n-apare, și notă de subsol,
adică în grecește mamona. Adică, frați și surori, nu-i loc de tălmăciri și răstălmăciri, însuși Dumnezeu ne tălmăcește El să nu ne încurcăm, bogățiile nedrepte egal mamona, egal banii. Da? Să nu fie nicio confuzie. Dacă n-ai fost credincios în ce privește banii, cine-ți dă ție adevăratele bogății? E, când e vorba de adevăratele bogății, nu mai tălmăcește Luca, că aici toți suntem de acord, frate, adevăratele bogății, bogățiile spirituale, nu-i așa? Dar noi după care alergăm mai mult? Adevăratele bogății-s darurile Duhului Sfânt. Adevăratele bogății-s tezaurile spirituale. Dacă încolo noi fugim după alea nedrepte. Domnul să ne binecuvinteze. Deci punctul 2 e foarte simplu. Cine este credincios în lucrurile materiale, este credincios și în alea spirituale. Dar eu știam altfel. Noi predicăm exact invers. Frate, lucrurile spirituale contează. Postul, rugăciunea, vorbirea în limbi, financiarele sunt pe locul 2. Și vine Hristos și spune nu. Cine nu-i credincios în buzunar, în pormoneu, în ce privește banii, culmea, nu-i credincios nici în cele spirituale. Măi, cum răstoarnă Dumnezeu logica umană. Că aici la pormoneu e ca la ținută, frate, lucrurile spirituale. Lasă-l să se pocăiască în mare și dacă Duhul Sfânt mai ajunge și pe la pormoneu după 50 de ani de pocăință, e bun. Dacă nu, bine că nu păcătuiește. Și Iisus spune, nu, cine nu-i credincios în lucrurile materiale, nu-i credincios nici în cele spirituale. Mie este greu, dar Dumnezeu în această seară intră un pic pe la banii noștri. Că dacă Iisus Hristos este Domn, El este Domn și peste toți banii pe care noi câștigăm. Predică, frate, orice, dar nu numai despre bani, nu. Niciodată n-am fost mustrat mai aspru ca atunci când am predicat despre bani. Nici nu gat predica și deja sniperi pe mine. Frate, tu nu știi, că tu n-ai copii, că tu așa, că e greu, că, frații mei, ne place o pocăință până la bani. Când Dumnezeu pătrunde acolo, deja începem să ne clătinăm. Pentru că, din păcate, dincolo de vorbire în alte limbi și spiritualitate pentecostală, există un duhan de zgârcenie care i-a prins pe mulți. Și astăzi Duhul Sfânt spune, asta nu-i pocăința adevărată. Nu-i. Cine nu-i credincios în astea materiale și spune clar, mamona, banii, paralele, nu-i credincios nici în alea spirituale. Deci din spusele acestui verset, eu nici nu cred că Dumnezeu dă dar de prorocie la un zgârcit. Este imposibil. E un dar neautentic. De ce? Pentru că așa spune, păi dacă tu nu ești credincios în ce privește banii, niște mizerii, da? Cu alte cuvinte, bogățiile astea ieftine, cine-ți dă ție valuta cerului? Dumnezeu nu dă daruri unui om zgârcit în ce privește banii. Și nici dar de predicare, adică cum? Tu nu știi să gestionezi banii ăștia care mâine o să ardă și tu vrei să zici că vei gestiona darul de predicare? Dar însă și Hristos spune, cine vă dă vouă adevăratele bogății? Că nu vi le dă nimeni. Domnul să ne binecuvinteze. Și Domnul să mustre Duhul de zgârcenie. Că mi se pare mie, acum poate sunt un pic subiectiv, că Duhul de zgârcenie se adaptează mai bine la noi, la conservatori. Lasă-mă, frate, cu zeciuiala, lasă-mă cu legea. Dar cu ce ești dacă nu ești cu zeciuiala? Cu ce? Cu zgârcenia? Păi însăși Hristos spune că nu poate să-ți dea daruri. Pentru că n-ai dovedit credincioșie la portofel. Duhul Sfânt să cerceteze portofelele noastre. Amin.
Mi-e tare rău, îmi pare că ați făcut colecta. Trebuia făcută după predică. Frate Călim, primim restanțe. Să primesc și restanțe după predică, dacă Duhul Sfânt atinge pormoneul și inima și ești restant, Dumnezeu să te trezească. Eu nu cred într-o pocăință care n-ajunge și la bani. E o pocăință ieftină. E ușor să spui fustă și batic. E mult mai greu să dai din ce al tău. Domnul să ne binecuvinteze. Când am păstorit în America, tot spun chiar dacă sunt pe internet, că asta este, am avut două feluri de membri foarte interesanți. În biserică erau și niște milionari în dolari, oameni foarte bogați. Ăștia erau foarte darnici. Primeam cecuri de 8.000, 10.000, dintr-o dată, așa, dintr-un șut, 10.000 de dolari. Na, să aveți. Frate păstor, ce trebuie făcut? Întoarcem biserica, renovăm, vopsim. Dom'le, fapte. Dar pe unii dintre ei nu i-am văzut literalmente nici o dată la rugăciune în timpul săptămânii. Ăștia te-ar fi plătit pe tine să te rogi. Și te plăteau bine. Era în stare să-ți dea 100 de dolari pe oră să te rogi tu în locul lui, că nu le plăcea rugăciunea. No, asta nu-i pocăință. Însă nu ăștia m-au surprins. Am avut o altă categorie de oameni. Ăștia nu lipseau niciodată marți la rugăciune. Nu mai gătau de prorocit, să rugau cel mai tare, gălăgioși, vorbire în limbi, aveau așa o alură de profeți, să rugau foarte penticostal, dar nu vedeai niciun dolar de la ei. Mă, nici asta nu-i pocăință. Și acolo pocăința e beteagă. Dumnezeu vrea să fie credincioșie și în lucrurile materiale și în lucrurile spirituale. Domnul să ne binecuvinteze. Te întreabă Duhul Sfânt în seara asta, tu cum stai cu dărnicia? N-am venit să cer, n-avem proiecte la Dej, păstorul în Madagascar nu mi-a spus nimic. Însă întrebare foarte serioasă. O ajuns Duhul Sfânt să stăpânească și pormoneu sau nu? Știu că întrebarea care plutește în mințile dumneavoastră, dar frate, ce vrei să zici? Trebuie să dăm zeciuiala? Că aici ne frige pe noi. Eu când aud întrebarea asta, eu când aud cuvântul zeciuială, eu aud cuvântul zgârciuială. Eu când aud cuvântul zeciuială, aud cuvântul târguială. Frate și soră, ai dreptate, zeciuială au fost pentru evrei. Dar Iisus Hristos a zis în Matei, în capitolul 5, 6, 7, acolo în predica de pe munte, dacă neprihănirea voastră nu va întrece. Deci din punct de vedere tehnic, tu nu ai voie să cobori sub. Eu nu cred în zeciuială. Dar știți de ce? Pentru că dau 20%. Nu pot să spun că cred în zeciuială când eu dau o cincime. Însă zeciuiala rămâne reperul minimal. Ca la circ când fac aia tumbe cu motorete și sar și este o plasă acolo mai jos, în caz că nu iese schema, să nu cadă jos să moară, să cadă pe plasa de siguranță. E, zeciuiala e plasa de siguranță a Noului Testament. Dacă ești gârcit, ești pocăit de o lună și nu poți, dă măcar zeciuiala, e bună. Dar pentru un pocăit botezat cu Duhul Sfânt, alea numai reper, cu coada ochiului, de acolo în sus. Încă de când eram tânăr și sărac, aveam un salariu de 100 de euro, Dumnezeu mi-a mișcat inima după mai mulți ani de pocăință și am simțit în inima mea că zeciuiala e prea mică. Mi-era rușine la biserică să vin cu 50 de lei să dau la casier. Și de acum 15 ani, când câștigam puțin, Dumnezeu mi-a atins inima și de atunci am hotărât să dau 20%. Și o spun și sunt sigur că nu-mi pierd răsplata. Pentru că vreau să știi în ziua judecății că ai avut o mărturie în fața ta. Dintr-un salar de 100 de euro, în perioada aceea Dumnezeu mi-a mișcat Duhul ca să dau 20%.
Dacă nu ești credincios din puțin, ziceam la primul punct, nu ești credincios nici din... Unii zic, Doamne, dacă aș câștiga mai mult, aș da mai mult. Fals. Nimic mai fals. Însuși Dumnezeu ne răspunde prin faptul că în înțelepciunea Lui El ne cere procent. 10% din 500 de lei e egal 10% din 5 milioane. Ți se pare ție că ai da mai mult dacă ai câștiga mai mult. Și astăzi vine Hristos, spune, auzi, cât dai din puțin, atât ai da și din mult. Așa că nu te mai ruga să fii milionar, că n-o să fii, că încă n-ai dovedit că știi să dai zeciuială din 500 de euro. Uită de milioane. Am ajuns în America, de la 500 de lei salar, 510 lei a fost salarul meu cel mai mare în România, am ajuns la 5.000 de dolari. Măi, parcă la început o fost greu. Mă întreba nevasta, cum măi, dar cum? Trebuie să dăm 1.000 de dolari? Păi zic, dragă, ia, fă un pic de matematică. Că ai luat bacalaureat. Cât e 20% din 5.000 de dolari? Păi 1.000. Dar nu-i mult. Păi zic, dragă, din mult, zecioala e mult. Vrei să ne rugăm Domnului să mai taie? A, nu, nu, dăm. Și am învățat să dau și din mult. Și nu mi-a fost greu, pentru că am exersat când am dat din puțin. Așa că, dragul meu, nu aștepta să dea Dumnezeu mai mult. Începe să fii credincios cu puțin. O soră din comunitatea Romă s-a revoltat. Ia, păi frate, dar eu din ce să dau? Că n-am bani, zicea sora asta. La care întrebarea mi-a dat, bun, dar din ce trăiești, soră? Trăiești cumva cu aer? Păi, frate, știi, eu n-am niciun venit. Bun, dar cu ce trăiești? Păi, eu vând mături. A, păi, simplu, soră. Din 10 mături, una dai Domnului. E greu? A, păi, frate, nu e greu. Așa să și faci. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De vreau că în Noul Testament legea e puțin diferită și vei spune, frate, acum cifrele sunt doar un reper și vine acolo cuvântul în Noul Testament și ne încurcă și mai tare. 2 Corinteni spune cuvântul acolo la dărnicie, capitolul 9 cu versetul 7 spune așa: fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Și vă spune unui slavă Domnului, vezi că nu trebuie dat procent? Fiecare să dea cât a hotărât în inima lui. Și așa e, Dumnezeu vrea să dai din toată inima. Și vine colecta și văd așa, bă, frați, la colectă că strâng banul așa în mână foarte bine să nu se vadă și când te uiți așa un pic, frate, ce vrei? Nu știi că scrie în Biblie că să nu știe stânga ce face dreapta? Dar eu știu de ce strâng penticostalii banii în pumn. Nu că să nu știe stânga, e rușine la stânga cât pune dreapta. Strângi de în pumn că ai pus un leu de la un verde și iese zama din el, cade în varză, că ți-i jenă. Nu e nicio problemă că vede fratele cât pui la colet. Nu e nicio problemă. Îl strângi că ți-e rușine cât de puțin pui. Știi, pui cât ai hotărât în inima ta și spui, Doamne, decât să dau 100 de lei fără dragoste, mai bine un leu cu dragoste. Da, asta spune textul. Dar vine întrebarea care nu se aude. Și întreabă Duhul Sfânt, bine, dar tu mă iubești de un leu? Asta e întrebarea. Da, fiecare dă după cât iubește, dar vine Duhul Sfânt și întreabă, tu atâta mă iubești? 3 lei? 5 lei? Dumnezeu să ne cerceteze. Să învățăm să dăruim cu credincioșie. Vreau să vă spun că la început am dat fără să dau din inimă. Dar am dat pentru că trebuie să fiu credincios. Și după ce am început să dau din spiritul credincioșiei, pentru că trebuie să dau, a început să-mi placă să dau. Și dau cu bucurie. Dumnezeu să te elibereze, dragul meu. Că mai spunea cineva, dacă nu dai, întreba cineva pe un păstor, frate păstor, la tine tăți dau zeciuială? Auzi că tăți. Cum, frate, toți? Asta ar fi prima biserică penticostală din România în care toți membrii dau zeciuială. Zice, da, 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 zice, unii dau de bunăvoie, la alții le ia Domnul. Dar toți o plătesc. Știi că Dumnezeu știe să-și ia și mai ia și cu cât una dau? Și te miri că să se strică mașina?
Și te miri că toate pușcă și... pentru că Dumnezeu își ia partea lui. N-ar fi mai bine să o dăm de bunăvoie? Doamne, învață-ne credincioșia. Cine este credincios în ce privește banii va fi un slujitor credincios și în ce privește adevăratele bogății. Domnul să ne binecuvinteze. Mai știu cât e ceasul că ați luat, vă rog să-l puneți înapoi, și 46. Hai să mai lăsăm câteva minute pentru punctul 3. Credincioși în lucrurile mici, credincioși în lucrurile materiale, și Domnul să deschide inimile și buzunarele. Și în al treilea rând spune cuvântul aici: și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Și acum vă întreb, care e diferența între lucrul tău și lucrul altuia? Avem în biserică și patroni și angajați. Care e diferența? Păi e destul de mare. Eu am lucrat și ca șef de șantier, am lucrat și ca salahor, dar e mare diferență. Când e lucrul meu, am responsabilitate, am autoritate, eu răspund. Când e lucrul altuia, știți cum e salahorul, că și eu am fost. E treaba șefului, să descurcă. Mai țin mătura în mână, mă mai ține ea pe mine, mai dorm în roabă, mai mă duc după colț să stau pe Facebook, nu e lucrul meu, e treaba lui. Eu sunt doar un simplu salahor. Dar nu-i dau lecții la șeful, mă, șeful, așa trebuie vopsit. Așa, nu, el răspunde, eu lucrez. Cu alte cuvinte, există lucru cu autoritate și lucru sub autoritate. Când e lucrul meu, eu am autoritate și responsabilitate. Când e lucru altuia, el are, eu lucrez sub autoritatea unui șef. Și vine Hristos și completează, spune, cine este credincios în lucrul altuia. Adică cine nu doarme în roabă când e salahor, ăla-i bun de șef. Cine este credincios în lucru altuia, adică cine este credincios cu puțină autoritate, va fi credincios și cu multă autoritate. Și din nou Biblia dărâmă logica noastră umană, că de atâtea ori am auzit în biserică, frate, dacă aș fi eu dirijor, ar merge strună corul bisericii. Și vine Duhul Sfânt, spune, auzi, cam cât ești de credincios acum că nu vii la repetiție câte o lună, cam atât ai fi și dacă te punem dirijor. Stai liniștit, nu ai fi mai mult decât acum. Dacă aș fi eu păstor, auzi, cât ești de prezent la biserică acum, atât ai fi și dacă ai fi păstor. Că asta spune Biblia. Cine nu-i credincios cu autoritate puțină, nu va fi în veci, nici cu autoritate mult. Dacă aș fi eu un comitet, dacă aș fi, aș face. Cât faci acum cu puțină autoritate, atâta ai face și dacă te-am pune prim-ministru. O, ce înțelept e Dumnezeu, glorie Lui! El ne testează cu puțină autoritate. Dragi creștini, este un test foarte greu al tuturor slujitorilor în biserică. Cât de bine știi să slujești sub autoritate. Trăim criza asta de autoritate. Cine e el să-mi spună mie? Păi da, păi deasupra e și tânăr. Ce, el mă învață pe mine? Am auzit atâtea ori comentariile astea. Frate, tu mă înveți pe mine să fac stăruințe? Când erai tu bebeluș, eu făceam stăruințe. Tu îmi spui mie cum e pocăința? Când erai tu mic și te jucai în praf, eu eram botezat în biserică. Vreau să vă întreb ceva. Dacă pe drumurile naționale iese o polițistă de 19 ani, studentă la academie, și iese în fața unui tir, ea săraca are 50 de kilograme cu tot cu uniformă, și iese în fața unui tir de 50 de tone și întinde mâna, să oprește tirul. Păi de ce să oprește? Că la o adică tirul are 50 de tone, ea beata 50 de kilograme cu uniformă cu tot. Păi care e mai tare? Păi tirul, dar ea poartă uniforma. Să nu disprețuiți niciodată lucrătorii.
chiar dacă slabi, chiar dacă sunt tineri, ei poartă uniforma. Dar dacă tirul a trece peste polițistă, există consecințe? Grave. Tot așa și în biserică. Când îndrăznești să treci cu buldozerul peste autoritate, că e prea tânăr, că n-are experiență, că lasă-mă în pace, că știu eu, în momentul acela ești în conflict cu Dumnezeu. E o mare provocare, oameni buni, să învățăm să lucrăm sub autoritate. Ăsta a fost cel mai greu test al tinereții mele și mărturisesc. E greu să lucrezi sub autoritate. Sunt oameni care, poate la voi nu sunt, eu am întâlnit. Frate, nu mă mai pui la predică, nu mai dau bani. Mi-a spus în față. Și a spus, îmi pare că tu cam dai bani pentru predică. Dacă nu mai iese la alegeri în comitet, nu mai vine la biserică. Înțeleg că atunci când veneai pe primul rând cu Biblia sub soară la fără 10, veneai pentru alegeri. Că de când nu te-o mai ales și nu mai ai autoritate, nu mai vii. Vezi testul ăsta, cât de bine știu să slujesc când altcineva dirigează. Când altcineva conduce programul, când altcineva a ieșit păstor, când alții sunt în comite și eu n-am ieșit în comite, mai sunt eu credincios? Sunt eu conștient că Dumnezeu îmi verifică credincioșia sub autoritate? Despre Moise spune Biblia că a fost credincios ca slugă, Evrei capitolul 3. Unii oameni știu să fie credincioși numai ca șef. Vin, dau, zugrăvesc, fac, sunt prezent la timp dacă mă puneți pe mine. Dar dacă nu te mai punem, mai faci, mai dai, mai vii, mai postești, te mai rogi. O, Doamne, învață-ne credincioșia cu puțină autoritate. Vreau să închei, dragii mei, n-am să vorbesc mai mult, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, că și în armată este autoritate, și în primărie, și în politică. Numai biserica Domnului s-a democratizat mai mult decât afară uneori. Dumnezeu ne cheamă să învățăm slujirea în supunere. Eu m-aș ruga și mă gândeam uneori, Doamne, dacă ar înțelege penticostalii botezați cu Duhul Sfânt, măcar că o înțeles păgânul ăsta din Matei, capitolul 8. O zis el, Doamne, și eu sunt om sub stăpânire și am sub mine ostaș. Cum de știa un păgân ce nu știu o droaie de pocăiți? El știa, Doamne, în armată sunt sub autoritate și am sub mine soldați. Principiul cărămizii din zid. Am sub mine o cărămidă, am deasupra o cărămidă. Dumnezeu să ne învețe măcar atât. Că în biserica lui Dumnezeu există autoritate. Și mă cheamă Dumnezeu să fiu credincios cu puțină autoritate. Și când înveți să fii credincios cu puțină autoritate, mai alege Dumnezeu câteodată să te pună în autoritate mai multă. Și eu am judecat păstorii. Oi cât am comentat și am ajuns păstor. Și auzam pe grupul meu de colegi de la institut, de păstori, de rău, ăștia care n-au ajuns păstori. Comentau. Și atât am zis, să dea Dumnezeu să ajungeți toți păstori. Unul n-a mai zis nimic. Așa e de ușor, ți se pare ție că ai face. Și Dumnezeu zice, auzi, fă cu cât ți-am dat. Și dacă eu cred, eu, Domnul, îți dau mai mult. Învață-ne, Doamne, credincioșia cu puțină autoritate. Vreau să închei. Credincioși în cele mai mici detalii, credincioși în ce privește lucrurile materiale și credincioși cu puțină autoritate. Hai să ne dăm nota. Cât de bine stăm la aceste trei capitole. Închei cu 1 Corinteni capitolul 4, versetul 2. Încolo, zice Pavel aici,
ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui, și zic amin. Oare ce să însemne cuvântul ăsta ispravnic? Poate cineva să-mi dea un sinonim modern? Administrator, slavă Domnului. Sunt convins că adolescenții habar n-au ce e la ispravnic, nici eu nu știu ce e. Încolo, ce se cere de la un administrator este ca el să fie găsit credincios. Aveți administrator la biserică? Vreau să vă întreb ceva. Administratorul are vreun microfon în posesiunea lui? Câte microfoane din astea 5 sa lui? Niciunul. Dar câți metri pătrați din mochetă e a lui? Păi nu, administratorul n-are nimic. El administrează averea unui patron. Biblia spune că noi toți suntem niște administratori. Frați și surori de la Negrești, noi n-avem nimic al nostru. Suntem doar niște administratori. Darurile pe care le ai nu sunt a tale. Ești doar un administrator al lor. Eu mâine mă pot trezi cu o problemă de gât și nu mai pot predica. Și gata. Darul nu e al meu. Nu te purta ca și cum prorocia e a ta, o deții, o stăpânești. Nu, mai degrabă darul te are pe tine. Și când vrea Dumnezeu, darul încetează. Banii. Iarăși vin aici, nu ăia 10%, ăia la alți 90% și ăia ne sunt dați în administrare. Copiii nu sunt ai noștri. Ne-a dat Dumnezeu 20 de ani, 25 de ani în administrare. Încolo, ce se cere de la ispravnici e ca ei să rămână credincioși în lucrul încredințat lor. Și mai citez un verset, Apocalipsa 2:10, și închei, frați și surori, la Negrești, fiți credincioși până la moarte și veți primi cununa vieții. Amin.